zăpada și cei 7 pitici. A fost odată ca niciodată, cât de n-ar fi, nu s-ar povesti. A fost odată, peste 7 mări și peste 7 țări, o prințesă mică și frumoasă, care locuia într-un castel mare și bogat. Prințesa noastră avea ochii albaștri ca cerul și părul lung, negru și frumos, pe care și-l împletea în fel și chip. Îi plăcea să poarte rochite lungi și colorate, împodobite cu pietricele strălucitoare. Datorită pielii sale albe și delicate, precum fulgii de nea, începură să o numească albă ca zăpada. Era foarte fericită și trăia în liniște și fără griji, chiar dacă locuia cu mama sa vitregă, împărăteasa cea rea, care, cu toate că era foarte frumoasă, tot o invidia pe albă ca zăpada pentru frumusețea ei deosebită. Mânată de invidie, împărăteasa își consulta zilnic oglinda ei fermecată. Oglindă, oglinjoară, cine-i cea mai frumoasă din țară? Oglinda magică îi răspundea mereu. Tu, măria ta, ești cea mai frumoasă! Până când, într-o bună zi, la întrebarea împărătesei, oglinda răspunse așa. Cea mai frumoasă din această țară este albă ca zăpada, cu părul lung ca zarea. Când auzi una ca aceasta, împărăteasa cea invidioasă tare se mai înfurie și hotărâ să o alunge din regat pe frumoasa și bună albă ca zăpada. Chemă la sine pe sluga sa cea mai supusă și după ce-i cumpără tăcerea cu o mulțime de aur și pietre prețioase, îi porunci să o răpească pe fată și să o ducă în pădure, departe de castel, ca nimeni niciodată să nu o mai găsească. Sluga cea lacomă, ispitită de bogățiile promise, acceptă propunerea împărătesei. Așa că, într-o zi pe înserat, o răpi pe albă ca zăpada și o părăsi într-o pădure departe, departe de împărăție. Când se dezmetici atât de departe de casă, prințesa începu a plânge. Nu știa ce să facă și încotro să o apuce. Poșnetul frunzelor și murmurul crengilor o înfricoșau din ce în ce mai tare pe beata fată. După un timp, o învălui o oboseală strașnică și a dormit acoperită cu frunze la rădăcina unui copac mare. A avut un somn tare neliniștit, trezindu-se des și uitându-se în jur, tremurând toată de frică. În sfârșit, la ivirea zorilor, o trezi cântul păsărelelor. Abia atunci albă ca zăpada văzu cât de frumoasă era pădurea și cât de bogată, plină de plante și animale drăguțe, a căror casă era tocmai această pădure. Hotărâ așadar să caute un drum care să o conducă la ieșirea din pădure. Merse și tot merse, admirând într-una frumusețea copacilor înverziți, până când se pomeni într-o voieniță mică, unde era o căsuță. Era o căsuță tare ciudată, deoarece avea ferestre din calea afară de mici și o ușiță tare mititică. Curioasă, albă ca zăpada intră în căsuță, trecurându-se prin micuța ușă. Înăuntru, văzu o masă așternută pentru 7 persoane, cu 7 farfurioare, 7 cănițe, 7 furculițe și 7 lingurițe. Prințesa observă că în căsuță mai erau și 7 pătuțuri mici. Când se mai obișnui cu cele din jur, toate mici și mititele, îi veni o idee și își zise. Ce-ar fi să fac puțină ordine în căsuța asta mică și să gătesc ceva bun pentru locatarii ei? Cu siguranță se vor bucura. Când se lăsă seara, se întoarseră și cei 7 mici stăpânei căsuței. Deschiseră ușa și rămaseră muți de uimire văzând pe masă o mulțime de bunătăți și căsuța curată lună. Începura se întreba cine ar fi putut face toate acestea. Cel mai mare dintre pitici intră în dormitor și văzu pe unul din pătuțuri o frumoasă prințesă dormind. Uimit peste măsură, hotărâ să o trezească cu blândețe pe fată ca să o întrebe cum de-a ajuns în căsuța lor. Fată dragă, cine ești? Întrebă timid unul dintre pitici. Mă numesc albă ca zăpada și m-am rătăcit în pădure, răspunse cu tristețe prin